Thank you.
Thank you.
Yeah.
Să-ți facă o gură mare de aia.
Thank you.
Thank you.
Deci,
să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și urcând în dreptate cu oamenii. Să vină Iliasa și cu doamna Dumnezeu. Să te
că se abate în datorie niciunui ceantul, urmând ceea ce este plăcut Dumnezeu și oamenilor. Așadar, azi venit în Sfânta Biserică, aș rog binecuvântarea Bisericii, s-a sfârșit Sfânta Slujbă a Cuniei, în asta a început jurământ că iubirea care v-a adus va dăinui neîntreruptă până la urmă. Ca iubirea să fie atât de mare în tot parcursul vieții, e de preferat ca să fim atenți la lucrurile care nu le dăm importanță. Și primele lucruri care fac ca această dragă astăzi și eșimindu-se între unul, bărbatul și femeia, o separare. Și chiar dacă când lumea se mai dragă, atunci parcă toate nu au nicio valoare. Iubirea este temelie de stâncă pe piatră și fiere vorbele este că vom avea toată viața. Da, cât bucuriile, cât și necat aș băut dintr-un singur pahar. Că unul dintre voi este și care te ajută și îți dă curaj ca să treci peste această greutate. Când cineva este bucuros și el de asemenea se bucură împreună cu el, pentru că o bucurie, dacă o spui cuiva, să mulțești din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și nevastă. De aceea, deci, trebuie să vă iubiți până la atâtea zile cât veți avea și de asemenea să vă iubiți părinții care v-au născut și v-au crescut, pentru că rugăciunile părinților, cum spune la Sfânta Carte, întăresc temelile caselor copiilor. Deci, părinții Mirelui sunt și părinții Miresei, iar părinții Miresei, părinții Mirelui, deci amândouă părinții de părinți trupești trebuie să bucure de același respect din partea amândurora. Nu mai sunt părinții tăi și părinții mei, ci ei sunt părinți comuni. Pentru că darul care l-a făcut unul pentru altul este în faptul că v-a dat pe voi. De asemenea, trebuie să vă iubiți, să vă respectați nașii care v-au alți numele, care sunt martori acestei slujbe, ei sunt pereche de părinți comuni, părinți spirituali. Deci, dacă nu îndrăzniți să mergeți la părinții trupești să discutați anumite probleme care se ivesc în viața voastră, fie de bucurie, fie de supărare, mergeți la părinții spirituali, la nașii voștri și împreună căutați calea, rezolvarea care să vă ducă acolo unde este iubirea și viața pașnică în cadrul familiei dumneavoastră. Eu rog pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului care a fost de față la această sfântă slujbă și pe Sfântul Ioan Nicolae care este patronul acestei ieșiți la nuntă câștigări. Vă doresc acest lucru și pentru că la nuntă se fac care atunci când nașii vor rămâne la casa lor, părinții de asemenea, prietenii cunoscuți și toți ceilalți care sunt de față la această slujbă, această icoană vă va aduce în minte că despre aceste clipe frumoase și vă veți aminti că aveți nașii în stânga și în dreapta, părinții în spate, cunoștință de o parte și de alta și dacă aveți bucurie, uitându-vă la ea, vă aduce aminte de aceste clipe plăcute, iar dacă s-o revin ceva lucruri neplăcute, dacă vă rugați la Maica Domnului, așa cum ea s-a rugat către fiul său la acea nuntă la care a participat în Cana Galilei, încât a salvat primire din împărcătură. Deci, Ana a dat bucurie, se vinul, bineînțeles că ieșea scandal. Iar Maica Domnului s-a rugat către fiul său și el a făcut din apă vin, încât nunta a mers în continuare în atmosferă de petrecere și de bucurie. Deci, încă o dată, sănătate, fericire, casă de piatră și la mulți ani. Afară, răutarii, să cânte mulți ani de azi. Thank you.
Thank you.
Care s-a mutat la un? Cu toată dragostea, dorește la masă pentru generica. Omul pleacă, nu rămâne la masă, 15.000 de lei să fie sănătoși și 1.000 de lei pentru orchestră. Mulțumim! Thank you very much! Thank you, chef! Pasiva e! Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
piesă după care fac Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
să consumare 20.000 să trăiască pentru generică și 5.000 pentru răutare. Mulțumim! Atenție, de la Șobolanu, am mulțumit frumoasa masă cu sumare 20.000 pentru generică și 20 pentru lăutari. Mersi, domnul Șobolanu. Să știe că a dat fără număr. De la Vasile. De la Vasile. Prieten cu generică, 20.000 să trăiască și 1.000 doresc să știe pentru lăutari. Hai, Vasilică. Gata? 40 de bucăți. După că nu se vede ce o să faci. Dacă nu ești frumos, de la Florin. De la domnul Florin. Vecin cu generică. Les. 20.000 de lei. 20.000 pentru generică să trăiască, să fie sănătos și 1.000 de lei să știe pentru tocoșe. De la Saxe. Prieten cu cinerică. 20.000 și 1.000 doresc să știe pentru tocoșarul nostru. Mersi, să trăiți. De la Fănel. Băi, ești atent. De la Fănel. Fănel alu Drojdieru. De la Fănel alu Drojdieru. Țiparu. Și 1.000 de lei pentru lăutari. Mulțumim frumos! Adi, bă, Bălcescu! De la Adi Bălcescu? Bălcescu! Adi Bălcescu, mă scuzați! Pentru generică? 20.000. Și 1.000 de lei. De la Socru Mare și oamenii lui Socru Mare, 240.000. S-a strâns suma de 240.000 de lei să trăiască și 5.000 de lei domnul Socru să știe pentru răutare. 5.000 atât. 100 de mărci și 4.000 de lei pentru răutare. Mulțumim să trăiască fratelul generică. Alergătorii, ospătarii, lăutarii, care mi-a spus fraților pe aici? Ia să o iei, băieți, băieți, ăștia pe aici pe margine. Cu cinerică, alergător, am mulțumit suma asta noastră cu suma de 30.000 de lei să trăiască, să fie sănătos. Și 1.000 de lei, domnul Mihai, pentru voluntari. Mai despre ziua, da? De la domnul Vasile, vecin cu cinerică, am mulțumit frumoasa noastră cu suma de 20.000 de lei să trăiască, să fie sănătos. De la familia lui Petre al lui Petran din Bistriță, am mulțumit frumoasă masă cu suma de 20.000. Petran Bistriță. Altul are în față, care mai sunteți? Dumneavoastră. Stimați invitați, din partea la oamenii lui Socru Mic, care nu au venit aici, s-a strâns suma de 507.000 de lei să trăiască, să fie sănătos. Să vă trăiască și copiii și nepoții. Dacă mai e cineva, dumneavoastră, domnul. Mai e cineva? Marți, adică. Că astăzi e
Thank you.
Thank you.